Nu. Problema s-a rezolvat, este ultimul sector ecologic, se rezolvă în lumea sfârșită săptămâna viitoare, în legătură cu modelul care lucrează, deci eu nu mai sunt. În aproximativ o lună au promis că termină și lucrările de umplutură, care ar fi singurul punct care mai e condiționat de vreme. Deci din acel moment nu ar mai fi impedimente în întârzierea progresului lucrării. Momentul de față se începe finisoare pe contract, avem 4% la spații 4 de stabilitate și avem 400 de camioane și atunci când se pune adresa de limite la fapt, eu zic că 90-90% aici în serie de lucruri. Noi ieri am făcut în prime 4 mașini cu ujura, l-am testat, am văzut la teparul că a trebuit să arreglam două lucruri la stație, dar noi de săptămâna viitoare am făcut acum. S-a acoperit acele 20 de kilometri de față de intervinte. Mulțumită! Nu v-ați spun faptul că atunci când am demarat programul de autostrăzi și am anunțat anumite termene, precum știți că am fost și sceptică și a trebuit să iau și măsuri dure. Sunteți un contract pe care am început printr-o notificare. Dar în acest moment, dar fiind ritmul în care se lucrează, nu numai pe acest contract, pot să spun că planurile pe care noi le-am stabilit vor fi realizate. Iar faptul că pe acest moment, de cum vedeți, deja circulă pe asfalt, faptul că deja stadiul fizic a crescut, așa cum a ajuns de la 60% la 70% de la ultima vizită în șantier, creează premisele ca acest contract de producere de autostrăzi să fie finalizat, dat în exploatare anul acesta, ceea ce este un lucru bun, ceea ce arată că, în sfârșit, inginerii din România, indiferent de naționalitatea lor, și-au recăpătat încrederea în ei și demnitatea de a fi inginer construct. Spuneți-ne, verificați să timpul? Mă întrebați... Iasă vreo 4 milioane de euro pe kilometru, nu e cam mult? Păi, verificați și noastră standardul de cost. Trebuie verificați constructorii de fiecare dată ca să meargă treburile așa. Doamne, experiența m-a învățat după ce am crezut odată ceea ce mi s-a spus, că dacă nu te duci să vezi cu ochii tăi, greșești. Motiv pentru care, așa cum ați văzut, sunt prezentă pe șantierele noastre, pe toate șantierele, indiferent că discutăm despre cele de construire de autostrăzi sau cei aproape 2000 de km de drumuri naționale care sunt în execuție în acest moment. La recepție îl vizita și pe ministrul Berceanu, că am înțeles că a avut anumite nemulțumiri de faptul că sunt anumite lucrări începute pe mandatul lui. Nu vreau să comentez nimic din ceea ce nu am auzit cu urechile mele pe de altă parte. Pe de o parte, pe de altă parte, cred și măcar nu-mi imaginez că am colegi și la cât e de drăguț că nu Radu ar putea să facă declarații răutăcioase. Probabil că este doar interpretare. Cum nu puteți să facem în acest moment, până la sfârșitul lunii iulie, urmează să fie dat în exploatare trosânul de la Pasăran, nu Patlan, până la locuitoarea Constanței, plus locuitoarea Constanței și după vizita pe care am avut-o săptămâna trecută, nu am niciun motiv să mă îndoiesc de la lucrul acesta. Licitația pe cea mai multă măcizia, ce probleme, deja au urmă și să fie încheiată în luna. Deci, avem un instant care este la ce mă fie, aștept să decizi de ce mă fie, să 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 mă fie